aștepta mai nebunia asta de text. Dacă aveți text de genul ăsta, un articol, spre exemplu, e foarte important să-l formatezi, să pun bold-uri, intertituri, bullet-uri și așa mai departe. Să faceți web-friendly pe Facebook și am posibilitatea asta. Și de asta cel mai bine e să mă rezum la text foarte puțin sau ce pot să fac cu textul în postări ca să-l fac mai visibil. Ce ați putea să faceți cu nebunia asta de text de aici? Comentarii. Să punem niște emoticoane, spre exemplu, pe post de bullet-uri. Ca să-l facem cât de cât mai lizibil. Deci dacă insist să pun toată politologia respectivă, măcar să încerc să o fac mai lizibil. Pe emoticoane, folosim hashtag-urile care au acest avantaj pe Facebook, că mi-apar cu albastru și ies în evidență. Dar, în general, statisticile arată că 1-2% dintre oameni dau click pe simori pe Facebook. Asta este la grămadă, pe profile și pe paginile de companie. Deci, în general, este bine să nu ajungeți după simor cu textul, cu link-ul și așa mai departe. Simorul se pune undeva la după 4 rânduri pe mobile. Numărul de caractere depinde foarte mult de ce caractere ați folosit. Dar e foarte important să mergeți cu postări scurte. Am vorbit despre Facebook, Instagram și în general comunicarea pe social media, cum se fac anunțurile în social media. Analizând alte aduri, am învățat noi cum să facem aduri și cum este mai bine să arate o postare. Hotărât să fac un curs de marketing online pentru că trebuia, m-a ajutat profesional într-un proiect și m-am înscris în primă fază la cursul de începători pe care l-am absolvit în vară și am zis totuși că și avansații mi-ar trebui. M-a ajutat și mă ajută în continuare foarte tare cursul, mai ales că mi se pare distractiv că pot să verific furnizorii, pot să verific dacă implementează corect o campanie, pot să le cer mai mult. Mă distrează când își pun semne de întrebare, de știu eu lucruri de genul ăsta. Chiar îmi place foarte tare și îmi place foarte mult de Raluca, pentru că ne explică foarte bine. Atât Raluca cât și ceilalți profesori, traineri, și apreciez foarte mult că avem de-a face și cu probă practică.